Salut! Scuze de întârziere. Thank you.
trebuie să ții puțin accelerată, da? Și să o ții constant accelerată, la fel cum o ții și patinată din ambreiaj, corect? Corect. O ții constant și o găsești ca să-i dai cursivitate, să nu vină flux de putere, să vină hop, curbe de putere, știi? Trebuie un pic accelerată și din ambreiaj când o patinezi, să o controlezi de acolo, să-i dai puterea constantă, știi? Să nu te... Că tu la viteză mică, dacă ba îți ia, ba îți dă, ba îți ia, ba îți dă, te dezechilibrează, știi? Că tu ești mai mult pe loc. Încercăm. Fii atent. Și când acolo este mult să ai, uită-te prin poartă. Cu cât lărgești și te uiți la jalon, o să lărgești trasa și pe următoarea o ratezi. Că tu nu mai ai timp. Dacă te ai trecut, m-am uitat, am trecut prin poartă. Eu sunt deja cu privirea, o caut pe cealaltă ca să anticipez următoarea mișcare, să-mi pregătesc mișcarea. Ok. Și de acolo să fie timp. Puțin de tot accelerat și patina de acolo. Și când vreau să ajustez, doar puțin din frână spate, știi? Ok. Atât doar. Dacă ți se pare că mergi prea repede, încearcă să nu ții accelerată deloc, să fii la rantii. Ești într-a întâia, da? Da, da. Și ăsta, dacă se pare că mergi prea tare, ține patinat un pic mai aici. Și dacă îți dă prea multă putere. Ideea e așa, dacă simți că îți dă prea multă putere, tu tinzi să pui prea multă frână și ai văzut, vine sacadat așa, vine bang și pe aia zbang, bang și zbang. Și e greu să mai controlezi când simți că face mereu așa, știi? Și atunci încearcă să ții ăsta un pic mai puțin patinat. Nu mult, pentru că putere trebuie să ai la roată tot timpul și frâna spate să o pui ușor. Okay. Și ce-ți mai vine ție, am observat și tuturor, e comun. Când te uiți foarte mult la jalon, creierul tău nu este hai să fac să o iau pe lângă jalon. Creierul tău este aoleu, jalonul, hai frânează, 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 frânează. Și de-aia îți vine frână, frână, frână. În loc să gândești, a, ia uite cât spate e după el. Hai să las motocicleta să curgă și să meargă pe după el. Deci... Excelent! Bravo! Din ce în ce mai bine, îmi place, ăsta ți-a făcut greu. Te-ai descurcat foarte bine. Mai vin o dată, vreau mai multă joacă, da? Să te distrezi. Foarte bine. Mai e un pic de loc, când vine greu tind să tragi un pic ambreiajul, eziți cu el. Și de-aia ai văzut aproape că nu-ți merge și după aia ți-aduce aminte și dai drumul din nou. Deci ăsta trebuie să monitorizezi fix. Orice faci cu el, oricât de mult încetrește motorul, ăsta e aici. Dar deja e mult mai bine cu frâna spate. Mult mai bine. Îmi place.
Deocamdată poți să parchezi, o să trecem oricum, o să mai trecem o dată pe aici la modul următor. Bine, n-am mers până la urmă dezactivarea. Nu, am tot ținut apăsat, dar nu. N-are nimic. Foarte bine, data viitoare uită-te sus până la final. Tu la final te uitai în jos. Da. E normal, cu cât scade viteza, cu atât te relaxezi, a, gata, păi ia, mă aștept să oprească. Nu, tot timpul ești conectat, până se oprește de tot, tu rămâi conectat, privirea sus și de-abia după aia te relaxezi complet, da? Ok. Excelent, bravo. Ai făcut și un mix topi la final. Cu totul cu albe. Mișto. Bravo. Deci frâna față așa trebuie să arate. Frâna față de urgență, așa vreau să pui, da. Ok. Mai pus-o acum. Ok. Și când pui față și spate, față așa trebuie. Super. Parchează-mi, te rog, aici.
foarte bine. Ai venit un pic cam avântat pentru o primă trecere și de-aia ți-a ieșit cam la limită la revenire. Am prea ajuns, când l-am băgat nu s-o obișnuit. Nu ești obișnuit, e normal, este absolut normal, data viitoare să fie mai bine. Și încearcă să te orientezi cât mai bine la următorul punct. Adică să nu rămâi în urmă cu mintea, să... cu mintea nu trebuie să vii niciodată unde ești cu motoreta, ci mereu în următorul punct, da? Dar e foarte bine. La revenire. În rest foarte bine, da? Ok. Foarte bine, foarte bine. Ai văzut? Dar dacă pui corpul la exterior și ții viteză, ia faci. Dacă vrei poți să te oprești, dacă vrei poți să mai... Ia o pauză, că am luat amețeala. Și pe mine.